Dragi prieteni, ne-a pierit zâmbetul, să zic că începusem zâmbitor, așa în preambulul acestei ediții, numai că până la urmă, când am deschis evenimentul zilei ca să ne răcorim, după cât se făcuse foarte cald în sală, am dat peste o știre care ne-a mărmurit, și anume că se moare pe capete la noi în aceste zile din cauza ciupercilor otrăvitoare. Iar la spitalul Fundeni, ci că este un front de război în aceste momente. Ama, nu știu, momentele să-l puneți în contul zilei de mâine, că ziarul trebuie să apară mâine dimineață pe tarabă, că noi l-am furat din căruța asta care mergea pe calea Victoriei mai repede cu câteva ore. Asta nu înseamnă nimic. Domnilor, chiar și cunoscătorii cad victime, așa ni se spune, ciupercile și-au schimbat aspectul și suntem pierduți. De parcă românii trăiau din ciuperci, n-a fost niciodată o tradiție la noi, mămăligă, da, dar ciuperci nu prea. Sigur că în anumite regiuni, Maramureș, Bucovina în special, se culege la greu, ești gata. Noi știam din literatura franceză, de exemplu, a începutului de secol 20, unde au scris câțiva ciupercari de talie, că nu se moare imediat atunci când mănânci ciuperci otrăvitoare, ba de multe ori chiar ai timp să scrii un bilet de adio. În cele mai multe cazuri se moare chiar a doua zi. Asta era vestea extraordinară. Și toți erau împăcați pentru că, deși sigur că traversai ultimile ore din viață niște chinuri groaznice, totuși nu mureai în ziua respectivă. Ni se spune și aici că pacienții sunt frecvent asimptomatici în primele 24 de ore. A doua zi după ce au mâncat ciuperci, apare simptomatologia gastrointestinală manifestată prin diaree, greață, vărsături. E, asta vă spuneam, bun, eu nu sunt specialist, eu doar am mai citit pe aici, pe acolo. Lăsați că dacă nu uit, o să vă spun, astea sunt cărți pe care nu merită să le citim, literatură franceză de la începutul secolului 20. Nu, o să vă spun imediat ce citesc vedetele de la noi. Sunt în TV Mania, e o culegere a textelor pe care vedetele le preferă în vara lui 2018. Astea sunt prostii. N-aveți de ce să citiți literatură când uite că aflăm simptomele care te omoară și din ziar, fără să-l cumpărăm de pe tarabă măcar. Majoritatea pacienților pot să nu fie diagnosticați în această perioadă dacă nu se prezintă la un spital specializat în acest timp de intoxicații sau dacă omit să menționeze medicului că au consumat recent ciuperci. Mă rog, n-am înțeles nimic, dar mă gândeam la Mălin Bot, pe care l-am văzut mai devreme pe ecran, cum se justifica că el n-a omorât vipere când a fost mic, doar le scotea dinții acestora. Dom'le, dar când va apărea oare un video de ăsta șocant, cum l-a denumit Andrei Bădin, la el totul incendiar și șocant? Mai puțin lucrurile care contează, e adevărat. Dar mă întreb și eu, oare când o veni și la el un video de ăsta șocant în care să vină unul și să spună: domnule, am mâncat ciuperci, sunt otrăvitoare, nu se vede că de-abia le-am mâncat, dar uitați-vă la mine cum arăt, că încep să mă dezintegrez. Sau să vină altul și să spună: domnule, eu am călcat în picioare ciuperci când eram mic. Să știți, ciuperci otrăvitoare, ciuperci comestibile, ar trebui să fiu arestat. Să vină unul și să declare el, în cunoștință de cauză, Huidu, de exemplu, nu știu, unul din ăsta care mai și citește. Am văzut că și Huidu-i pe lista, a răsfuit și el vreo enciclopedie în ultimul an și apare la ce au mai citit vedetele. Așa e. E bine, totuși, că n-au decât numerele de telefon ale vedetelor, cei de la TV Mania, ca să le sude pe ele. Bun, când vom vedea oare unul care să spună: tată, să știți că am omorât la ciuperci în viața mea? Să vedeți atunci ce șoc va fi pe populația României. Acum, pentru cine va scăpa de această vară, puțin probabil, întrucât cu toții avem în noi o ciupercă pe undeva, bună sau rea, iată ce veste alarmantă am primit în încheierea acestui subiect. Un bărbat a fost avertizat pe Facebook de prieteni că a mâncat ciuperci otrăvitoare. Eu spun că asta este, într-adevăr, finalul poveștii. Laura Codruța Chioveși riscă 15 ani de pușcărie, nu pentru că a mâncat ciuperci otrăvitoare, ci pentru că ar fi făcut abuz în serviciu, spune evenimentul zilei de mâine, unde Elvis Presley este pe prima pagină, chiar dacă poate nu l-ați recunoscut, printre fantome, iată-l, Elvis
Și iată, tot Elvis, doi aici, nu? Parcă ei sunt. Vladimir Efimovici și respectiv Brian Bulatao. În fine, mie așa mi se păreau, o fi niște boxeri filipinezi. Mie mi se păreau că sunt sosiile lui Elvis Presley. Cazul Laurean Lucaș, scrie Ion Cristuiu, ne dovedește că binomul SRI-DNA a funcționat încă din ianuarie 2005. Bun. Mai avem ziare de răsfoit și promisiuni de onorat ceva mai încolo. Nu le știți probabil vestea că s-a comentat dicționarul, enormul dicționar, așa se va numi, enormul dicționar al limbii române este ca și pregătit, vorbește despre el istoricul Ioan Aurel Pop, o somitate în Academia Română, președintele acestei instituții. Deci noul, gigantic, imens dicționar al limbii române, 19 volume va apărea, peste 170.000 de cuvinte, bun, astea sunt statistici. Ce ne interesează pe noi este că limba română este în plină ascensiune. Iar dacă o să vi se pară ciudat că avem un guvern care pare să o tragă în dărât prin toate mijloacele și în general de 30 de ani. Guvernele României își bat joc de limba română. E bine, 170.000 de cuvinte la care ar mai trebui adăugate vreo 30.000 de diminutive, ne spune academicianul, mare formă, precizând că limba română este acolo unde agăța și Tăricianu harta geopolitică a Europei în cui, adică undeva a opta limba lumii. Conform lui Tăricianu și nu numai lui, la România este a șaptea sau a opta țară, aia sunt extratereștri, să știți, care clipesc acolo în spate, dar ne prefacem că nu-i vedem. Să văd în spatele meu niște luminițe. Trageți perdelele, ne-ar fi zis profesorul de matematică, că aia sunt extratereștri. Ce Dumnezeu ar putea fi? Da? A, că aș fi acum Ion Hobana, dar săracul nu mai trăiește, ăla a fost în Peru. O să vă povestesc eu odată. A trimis Ceaușescu în Peru să se uite după farfurii zburătoare. Asta pentru cei care se întrebau cum a ajuns Sorin Hobana, fiul său, comentator la TVR. Păi așa, când ai că tu se duce în Peru să se uite pe stele, sau printre stele, atunci tu ajungi comentator TVR fără probleme. Bun, rămăsesem la cuvinte și la jocurile de cuvinte. 30.000 de diminutive. Unii spun că ar mai fi și 30.000 de cuvinte pe care le stâlcește premierul Viorica Dăncilă, dar și astea până la urmă fac parte din limbă. Suntem pe locul 8 în lume. Limba spaniolă este pe prima poziție. Adevărul e că meritat. Spaniolii, pentru cine cunoaște această limbă cât de cât, au și cele mai multe înjurături. De asta România este pe poziția 8, mă rog, nu poate să ne spune, este prea galant, prea gentleman Ioan Aurel Pop, dar noi stăm foarte bine și la înjurături. Și atunci am avansat, pentru că în secolul 21, dacă nu înjur, nu existi. Vezi rețelele de socializare și toate focurile astea de paie care ne urmăresc în fiecare zi. E clar că noi am progresat enorm aici. În timp ce alții se dezvoltă spre digitalizare, noi acolo doar traducem, ați văzut, traducem destul de prost, dar stăm bine la diminutive și la insulte, care fac parte din vocabularul devastator al limbii române. Însă nu suntem de acord cu Ioan Aurel Pop atunci când ne vorbește despre kinetizarea planetei, prin sensul în care limba chineză va deveni până la urmă limba cea mai vorbită și ea până la urmă va înlocui tot ce a mai rămas din latinitate, inclusiv dreptul roman care se mai predă în unele facultăți, în unele este deja facultativ. Și spune așa, în China sunt 60 de dialecte și sunt recunoscute vreo 60 de minorități, care sunt foarte diferite. E vorba între noi acum, e puțin. 60 de dialecte e puțin, 60 de minorități e foarte puțin. China nu intră, vă spun eu, nu vă spune Ioan Aurel Pop, vă spun eu așa din ce am mai citit și eu, nu intră China în primele 20 de țări din lume în acest clasament. Adică al minorităților și respectiv al dialectelor. 60 de dialecte, păi numai în Rwanda, care este o țară cât un județ din România, se vorbesc 120 de dialecte, apropo. Deci aici, de asta spun, eu nu sunt de acord, fără să fiu mare lingvist. Sunt lingvist, dar nu unul foarte mare. Nu sunt de acord cu chestiunea asta. Chinezii vor cuceri lumea economic, da. Dar din punct de vedere al limbajului, nu cred, în primul rând, că limba chineză
Este imposibil de învățat, imposibil de scris pentru unul care pleacă de la zero. Am învățat asta de pe vremea când creșteam papagali sau omoram vipere, vorba lui Mălin Bot. Da? Un om adult, la 30-40 de ani, nu mai poate să înveți o limbă străină de la zero decât dacă este un geniu. Ce șanse mai au cei de astăzi să învețe limba chineză? Generațiile viitoare au șanse să învețe limba chineză? E adevărat că ea se predă prin aeroporturi, în general în Europa. De altfel, ascultam zilele trecute la radio, la France Inter, o emisiune în care se vorbea despre falimentul Air France și SNCF, ambele societăți de stat fiind în pragul falimentului, au pierdut în total mai bine de 16 miliarde de euro de-a lungul anilor în greve, cele două companii franceze, 16 miliarde de euro în greve de-a lungul anilor, și acolo se spunea că francezii n-au mai investit, ca să vedeți totuși la ce nivel sunt ei. Asta dacă mai vreți pe la alte emisiuni, când o insultați pe ambasadoarea Franței la București, să-i puneți în cârcă și asta. Deci fiți atenți ce criticau specialiștii lor în transportul și în turism. Că francezii au investit cei mai mulți bani în ultimii ani, a se citi ultimii 3-4 ani, în modernizarea spre limba chineză a aeroporturilor pariziene. Adică în special Orly și Charles de Gaulle. Unde, într-adevăr, toți termenii, toate cuvintele au fost traduse în limba chineză. Toate anunțurile sunt făcute și în limba chineză, care a devenit, practic, a doua limbă, împreună cu engleza. Anunțurile sunt făcute în franceză, după care în engleză și în chineză, practic, în același mod. Nu mai există niciun fel de anunț, niciun fel de indicator la Paris care să nu îți arate și în limba chineză drumul spre poarta de îmbarcare, spre Paris, spre obiectivele turistice, spre buticuri, spre magazine, spre ce vrei tu. Totul este în chineză. S-au vărsat sume enorme, nu rețin cât au spus aia, nu mai țin minte cât. Au investit și ăsta era momentul de panică pentru ei. Domnule, aeroporturile au început să vorbească în limba chineză. Deci depinde când nimerești. Tu că dacă nu ești foarte atent sau în momentul în care intri pe poarta aeroportului, poți să auzi primele apeluri în limba chineză, dacă cele în franceză și în engleză au trecut deja. Și poate că și ăsta este un motiv să ne gândim că la un moment dat vom fi cuceriți de chinezi. Numai că, totuși, limbile astea bătrâne europene, chiar dacă nu supraviețuiesc în limbajul stradal sau în limbajul aeroportuar, ele vor supraviețui în literatură, vor supraviețui în istorie. Da, sigur, și limba chineză are istoria ei, dar de aici și până la a fi devastați de această limbă, o să mai treacă generații bune, stați liniștiți. În primul rând că nu ești obligat. Până când limba chineză va fi obligatorie în Europa, nu va mai fi Europa. Da? Să fim de acord aici. Facultativă este deja. Și este foarte bine să știi limba chineză. Toate țările astea din Occident, un traducător de calitate din chineză este aur în momentul de față. Ca și cel din turcă sau din arabă sau din rusă. Astea sunt limbile cele mai căutate, tocmai pentru că deocamdată sunt puțin populate. În Europa nu știe nici dracu să vorbească chineză, dar aici ce ar mai fi de completat, sigur, la discursul faimosului Ioan Aurel Pop și distinsului membru al Academiei Române, președintelui său, este că atâta timp cât europenii nu-și cunosc nici propria limbă, în ce în ce mai puțin vorbesc limba maternă corect, e greu de crezut că această limbă chineză venită de nicăieri va reuși să răzbată și să va impune. Ne trecem de la chinezi la moldoveni. E bine, o știre importantă, știți că am tratat și noi adevărat la modul superficial, pentru că aveam deja ura până în gât și nu ne mai permitea, făcea tilt în momentul în care încercam să expunem, apropo de eșecul turcilor de a instala la București cea mai mare moschee din Europa, și poate chiar din lume. E bine, lucrurile nu stau chiar așa de rău, pentru că se pare că la inițiativa liderului comunității musulmane dintr-un sat din județul Neamț, satul se numește Rediu, au început recent lucrările de ridicare în zona unui centru islamic. Un centru islamic care se va vrea o a doua Mecca, de data asta în Europa. Micuța comunitate de musulmani care apăruse
în urmă cu 4 ani în satul respectiv, comuna Bâra din județul Neam, satul Rediu, continuă să se dezvolte sub conducerea lui Daniel Câniparu, ăsta este președintele Asociației Românilor Convertiți la Islam, pe scurt ARCI. Sună bine, asta e ușor de reținut. La jumătatea lunii iunie, așadar, după cele 3 zile de Ramadan Bayram, asta este sărbătoarea ruperii postului, liderul comunității, care numără deocamdată 11 membri, între timp am înțeles că s-au făcut 18, a anunțat startul lucrărilor de ridicare a unui centru social